Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Vorbim în această seară despre marele scandal legat de dezinfectații proveniți de la firma Hexifarma. Ministerul Sănătății ne-a trimis în urma unei solicitări un răspuns, iar răspunsul acesta sună cam așa. Potrivit ordinului numărul 261/2007, la prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante este necesar controlul chimic și bacteriologic prin sondaj al produselor și soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare. Bogdan, iată, Ministerul Sănătății spune clar, acest ordin din anul 2007 impune acest control chimic și bacteriologic în toate spitalele din România, însă, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Da, am adresat această întrebare către Ministerul Sănătății, pornind de la ideea că mi se părea normal ca niște dezinfectanți folosiți în spital să nu fie verificați măcar prin sondaj. Da, măcar da, am tot vorbit și noi la emisiune, ni se părea foarte ciudat această chestiune. Practic o echipă de jurnaliști au dus la control acest tip de dezinfectant și s-a descoperit faptul că ei sunt neconform diluați poate până la 10 ori, iar în acel moment practic s-a iscat acest scandal. Dar, ținând cont de faptul că acest ordin există din 2007, suntem în anul 2016, anul în care a izbucnit acest mare scandal, și ne întrebăm ce s-a întâmplat în interiorul spitalelor, pentru că nu s-a făcut niciun astfel de control. Bănuiesc că în atâția ani ar fi trebuit să se descoperă neconformitățile acestea. Da, este vorba despre articolul, am mai vorbit aici, articolul 37, alineatul 6, litera D, care spune că în timpul utilizării acestor dezinfectanți, prin sondaj, trebuie făcut controlul chimic și bacteriologic. Deci și chimic și bacteriologic. Întrebarea era cine trebuie să facă acest lucru și chiar asta a lămurit ministerul. În răspunsul pe care l-am primit astăzi spune clar că unitățile sanitare trebuie să facă acest control chimic și bacteriologic. În consecință m-am adresat și eu reprezentantului celui mai mare spital din Oltenia, Spitalul Județean de Urgență, da? Craiova, domnul Bogdan Fănuță, și o să vedem puțin mai încolo ce ne-a declarat în legătură cu acest lucru. Pe de altă parte, am văzut și ce s-a scris astăzi, pentru că acest scandal continuă, pur și simplu niște declarații halucinante. Am înțeles că, cel puțin așa rezultă din ce avem până acum, că ar fi o reglare de conturi între patronul Hexifarma, acest Dan Condrea, și fosta soție, Asa, care am înțeles că la un moment dat susține că ea este cea care ar fi scanat acele documente și le-ar fi furnizat presei și ar fi făcut și o plângere către justiție. Deci iată că probleme de tip sentimental, să spunem așa, care s-au petrecut în familie, au condus practic la această anchetă în urma celor întâmplate. Sau asta e explicația care ni se livrează, cel puțin până acum. Aceste lucruri sunt speculații practic în acest moment. Speculații, însă evident, ne punem întrebarea ce s-a întâmplat în spitale în atâția ani. Adică practic așteptăm o soție revoltată, supărată să facă păi dai acest seama, lucru? Este foarte interesant, pentru că îți dai seama că nu este vorba de un spital, este vorba de peste 350 de spitale, da, din România, în care lucrează mii de medici. Băi, din atâtea mii de medici, oare nu observă nimeni că dezinfectanții ăștia n-au niciun efect? Așa este, așa cum spuneam mai devreme, noi am stat de vorba astăzi cu managerul Spitalului Județean de Urgență Craiova, domnul Bogdan Fănuță, care ne-a spus că aceste controle nu au fost făcute în această unitate medicală, iar motivul principal ar fi lipsa banilor. Haideți să vedem întreaga declarație. Domnule director, Ministerul Sănătății spune într-un răspuns adresat Alege TV la solicitarea noastră că spitalele sunt obligate, conform acestui ordin al Ministerului Sănătății 261/2007, să realizeze în unitate aceste controle chimice și bacteriologice prin sondaj al dezinfectanților folosiți. Care este punctul dumneavoastră de vedere și dacă acest lucru se respecta la Spitalul Județean de Urgență Craiova? În ceea ce privește partea de analiză chimică a dezinfectanților la nivelul spitalului nostru, nu știu dacă la nivelul întregului sistem sanitar craiovean sau doljean există așa ceva, acest lucru nu este posibil.
Discutam mai devreme cu reprezentantul dumneavoastră de față prin telefon și spunea că acest laborator pentru analiza chimică a dezinfectanților costă peste 1 milion de euro pentru toate tipurile de analiză care trebuie făcute. În ceea ce privește analiza bacteriologică a acestor substanțe, ea se face prin acele teste de sanitație, teste care au fost de-a lungul timpului efectuate chiar și acum cerute de către Ministerul Sănătății și care n-au fost făcute numai la nivelul spitalului și sunt teste încrucișate făcute și cu laboratoarele Direcției de Sănătate Publice sau de alte instituții, cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Muncă, care a venit la noi în unitate și au recoltat astfel de teste. Din câte spuneți dumneavoastră, în unitate nu se fac aceste controle chimice și bacteriologice pentru că ele costă prea mult. Dar din câte știți dumneavoastră, Direcția de Sănătate Publică Dolj face prin sondaj asemenea analize sau a făcut? Cel puțin în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, Craiova, niciodată. Cel puțin de cât sunt eu în ultimii 3 ani și jumătate. Bun. O altă problemă la participarea la licitație, eu am văzut cel puțin ultima dată în 2014, unul dintre participanți a cerut să facă analiza eficienței acestor dezinfectanți per litru, adică să compari firmele furnizoare, ce eficiență are un litru de dezinfectant de la o anumită firmă cu un litru de dezinfectant de la o altă firmă. Este acest lucru posibil în cadrul procedurilor de licitație? În cadrul procedurilor acest lucru este posibil. Cum să nu? Se poate face acest lucru deoarece se poți analiza care este cantitatea eficientă, dar pentru ce anume o folosești. Există mai multe tipuri pentru ce vii și folosești. Dacă pot dintr-un litru de soluție să-mi iasă 10 litri cu care să fac, nu știu, dezinfecție la microaerofloră sau să-mi iasă un singur litru de soluție prin care fac dezinfecția instrumentarului medical, acelui care practic este murdar de sânge. Una este să folosești o concentrație pentru materialele sau instrumentarul plin cu sânge și alta este să folosești o altă concentrație normal, mult mai diluată în funcție de microaerofloră. Deci normal că sunt concentrații diferite și atunci trebuie să alegi cel mai eficient din punct de vedere al concentrației. Să înțeleg că acești dezinfectanți vin concentrați, iar dumneavoastră în spital îi preparați cu substanța depinde de lucru? Depinde despre ce vorbim, depinde foarte mult. Nu toți dezinfectanții vin în spital. De exemplu, dezinfectanții pentru, nu știu, pentru blocurile operatorii. Ei vin făcuți. Dezinfectanții de mâini. Nu diluăm nimic la mâini ca să punem acest lucru. Dar, de exemplu, dezinfectantul dinainte de sterilizare, acel detergent enzimatic cu dezinfecție de nivel intermediar, acela se prepară în spitale. Deci să înțeleg că tipurile de dezinfectanți livrați de Hexifarma în cazul nostru veneau deja preparați, nu se preparau în spital. Încă o dată, nu știu în momentul de față ce tipuri veneau, cum veneau, care erau cei care se preparau și de unde sunt. Toți, absolut toate firmele, nu numai Hexifarma, toți ceilalți vin cu tot felul de dezinfectanți. Modalitatea de ambalare nu este unică. Am înțeles. Dar în cazul nostru avem Tor și Suprasep, cele incriminate deja în scandalul acesta public. Ei veneau preparați sau îi preparați dumneavoastră în spital? Preparați. Ei veneau preparați. Torul este spray, este un spray pus cu un pulverizator care se dă prin microaerofloră. Și pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor era un spray. Am înțeles. Da, care ar fi soluția de acum încolo? Pentru că spuneți dumneavoastră că nu există posibilitatea să se facă acest control chimic prin sondaj în spital. Care ar fi soluția? Nu știu. Sunt multe soluții. Depinde de ceea ce se urmărește și de ceea ce putem să facem. Din punctul meu de vedere, nu cred că este eficient ca fiecare spital care a câștigat, care o firmă a câștigat, nu știu, un lider de piață. Liderul de piață vinde în peste 40, 50, 60, 70% de spitale, că de-aia e lider de piață. Nu cred că trebuie la nivelul, ar fi neeconomic, ar fi din toate punctele de vedere, cum doriți dumneavoastră, ca fiecare spital în parte să consume banii asiguraților pe aceste teste. Adică se pun pe piață 1 milion de litri dintr-un lot și facem în 400 de spitale 400 de teste pe acest lot. Cred că trebuie să existe în momentul în care cineva vine și pune pe piață un laborator al țării noastre
da? Cred că ar fi mult mai eficient din punct de vedere economic, care să facă analiza la lotul respectiv. Nu cred că trebuie să fie în toate spitalele, și la mine, și la spitalul 2, și la spitalul 3, și la 4, și la Segarcea, și la Severin, și la Slatina, și la Vâlcea, să facem fiecare spital teste la lotul la care mi se livrează. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Ce se întâmplă în acest moment? Dacă ați reușit să achiziționați de la alte firme dezinfectanți pentru a nu le mai folosi pe, nu-i mai folosi pe cei... O parte dintre dezinfectanți sunt conform licitației vechi de la o altă firmă și au fost făcute comenzi mai mari acum două săptămâni, iar în momentul de față se desfășoară negocierea chiar în acest moment a doua negociere în ceea ce privește restul dezinfectanților din spital. De mâine probabil că vom începe să înlocuim toți dezinfectanții, astfel încât să nu mai fie niciunul de la firma respectivă. Am revenit în platou. Bogdan, iată că managerul Spitalului Județean de Urgență recunoaște faptul că aceste controle chimice și bacteriologice nu au fost făcute în cadrul spitalului. Ce ne spune domnul manager al Spitalului Județean de Urgență? Ne spune că spitalul pe care îl manageriază a încălcat acest ordin al Ministerului Sănătății, ordin al Ministrului Sănătății. Și spune că în toate unitățile medicale, da, cel puțin din Dol, se întâmplă același lucru. În apărarea sa, argumentul că toată lumea ar fi încălcat acest ordin și niciun spital nu controla în timp ce folosea dezinfectanții prin sondaj chimic și bacteriologic acești dezinfectanți. Deci, practic, înțelegem că în spitalele din România ei foloseau, bazându-se pe ce scrie pe acele etichete. Și înțeleg că cele incriminate, Tor și Suprasept, care erau primite de la Hexifarma și care s-a constatat în urma analizelor că erau diluate de până la 10 ori, pur și simplu veneau preparate. Deci nu se prepara. Unele se prepară în spital, vin în soluții concentrate și se diluează cu o substanță de lucru, dar acestea veneau pur și simplu preparate, gata. Alt lucru pe care l-a spus domnul director, foarte important, că nici măcar Direcția de Sănătate Publică nu a cerut și nu a făcut prin sondaj aceste controle. Deci, practic, din 2007, suntem în 2016, iată, timp de 9 ani de când a apărut acest ordin, eu mă așteptam să văd, într-adevăr, se motivează că nu sunt bani și că aceste controle costă prea mult, dar mă gândesc așa că în 9 ani, măcar un control, două pe an, puteai să faci dintr-un lot, să duci la analiză o mostră. Până la urmă, da? Este mai bine să știm dacă acești dezinfectanți sunt sau nu conformi, pentru că în cazul în care afectează sănătatea oamenilor, pierderile bănești ar putea să fie mult mai mari. Exact. Pierderile de vieți omenești. Deci, da, până la urmă nu e vorba numai de bani. Viața oamenilor. Și aș vrea să mai spun următorul lucru. Noi suntem novici, nu știm dacă acele spray-uri, da, cât de eficiente, când. Dar un specialist, un medic, este imposibil ca din acești mii de medici toți să nu fi știut nimic. Este imposibil, nu pot să cred așa ceva. Și în momentul în care aveau suspiciuni, în cazul în care a avut loc o adevărată explozie a acestor infecții intraspitalicești, trebuia să ia măsuri în sensul ăsta, mai ales că aveau legislație. De ce atâtea infecții? Aveau legislație, mai mult, aveau obligație să facă acest lucru. Este. Măcar pentru mine, se spune că nu exista laborator autorizat și că rezultatele analizei nu ar fi putut fi folosite pentru terți. Adică dacă reziliez contractul, mă rog, trebuia să, într-adevăr, ca acel laborator să fie analizat. Bă, dar pentru tine nu pot să faci. Așa este. Și mai grav este că Direcția de Sănătate Publică nu a făcut astfel de controle. Știm că DSP-ul primește periodic niște rapoarte în legătură cu infecțiile. Vorbeam într-una 150 și ceva în Dolj, că unele spitale raportează 2000... zero infecții. Însă, da, și înțeleg că ar fi o problemă, da. Direcția de Sănătate Publică oare se mulțumește doar cu aceste rapoarte? Evident, nu fac și ei controle. Băi, cum zero? Da? Zero. Adică dacă ne gândim foarte bine, e vorba doar de niște hârtii pe care le primesc, efectiv. Manevrează niște hârtii. De ce nu merg în fiecare spital, așa cum spuneai tu, să facă măcar un control anual sau de două ori pe an?
Așa, de, cum se zice, de prăsilă. A apărut ieri noul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, care spunea că dorește să modifice puțin contractele de management, în sensul că să încurajeze managerii de spitale să raporteze pe bune aceste, numărul acestor infecții, pentru că ei se temeau că vor fi evaluați negativ dacă raportează numărul real. Așa se face că avem raportări zero și evident, într-un spital atât de mare precum este SJU Craiova, nu puteai să raportezi zero. Spunea ieri noul ministru al sănătății un lucru extrem de important, o expresie foarte, cum să spun, importantă, pe care a folosit-o în discursul de ieri. Spunea că pentru a căpăta încrederea oamenilor trebuie să încetezi să minți. Exact, trebuie ceea ce înseamnă că el caracteriza în momentul de față sau până în acest moment sistemul de sănătate într-un fel că se află într-o minciună. Da, spunea, nu mai știu, am auzit ieri pe cineva la o televiziune centrală care spunea că singura șansa a lor, atât a celor de la Hexi Pharma cât și a managerilor de spitale, este să spună adevărul pur, așa cum este. Pentru că nu înseamnă că vei fi iertat, dar înseamnă că ai de unde să pornești, deci ai o bază. Probabil în această manieră avalanșa, înțelegi și ce ar trebui să schimbi. Îți dai seama, avalanșa este atât de mare încât sunt foarte mulți cu ochii pe tine. N-are rost să ascunzi ceva dacă știi că ceva nu este în regulă. Aș reveni puțin la acest interviu pe care l-am făcut cu domnul Fănuță. Special, telespectatorii, dacă au fost atenți, special l-am întrebat dacă există posibilitatea să se testeze eficiența, litru pe litru. De ce? Pentru că în 2014, atunci când s-a organizat licitația la SJU Craiova, a fost la un moment dat cineva, una dintre firmele participante, care a vrut să testeze dezinfectanții, să se testeze dezinfectanții deja preparați. Deci a făcut contestație. A făcut contestație și a spus, noi să se ducă mostre la un laborator care să verifice ce concentrație au acești dezinfectanți. Noi vrem să testați produsul nostru deja preparat cu produsul celorlalți deja preparat. Care și să vedem care este mai eficient, care omoară bacteriile mai eficient. Și important de spus este că domnul Fănuță a declarat faptul că este posibil că acest este lucru posibil în cadrul acest unei licitații. Dar din documente am văzut că nu a fost de acord cu așa ceva, au respins. Pentru că una este să pui un dezinfectant mai concentrat, da, și cu un litru omor bacteriile, și alta, eu știu, vii cu un dezinfectant de la Hexi Pharma și veni, trebuie să vii cu o canistră ca să... Evident, în momentul exact. În care, să zicem, cei de la Hexi Pharma ar veni cu dezinfectanții foarte diluați de 10 ori, normal că ești permis să ceară prețul cel mai mic, pentru că e apă chiară. Oricum ar fi obținut exact, de 10 ori mai mult. Exact, e îndoit cu multă apă. Normal că tu vii cu prețul cel mai mic, da? Și mai ai eventual bani să mai dai și șpăgi, pentru că îți permiți, da? Cel care vine cu concentrația care trebuie, poate să jongleze, da? Mai lasă de la el, mai Bogdan, face un profit mai mic. Iată că s-a întâmplat și acest eveniment neprevăzut. Cel mai important martor, practic, din acest dosar, patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, a murit într-un accident rutier. Și vom vedea în zilele următoare ce se va mai întâmpla. Înțeleg că apar diversi martori, fosta soție... Da, niște acuzații teribile. Acum să nu picăm în chestia asta cu teoria conspirației. Deja am auzit că sunt implicate CIA, SRI, se bate SIE, Serviciul de Informații Externe cu SRI. Eu mă mir cum apar acum toate aceste autorități și până acum nu s-a întâmplat nimic să spună cineva public ce se întâmplă. Eu cred că nu trebuie să pierdem din vedere nici chestiunile strict factuale și răspunderile personale pe aceste cazuri, pentru că dacă ajungem să neapărat să pierdem în vedere acest lucru, să spunem implicație, SRI, CIA, ONU, nu mai știu cine. Și să pierdem din vedere adevăratele deja lucruri. Acest scandal și responsabilitatea se diluează ca și dezinfectanții. Nimeni nu mai e vinovat sistemul, noi am fost o mică rotiță. Și se încearcă ducerea mai și departe. Senzațional. Exact. N-aș vrea să încheiem însă că ne apropiem de pauză, fără să spun ceva. Eu am încercat să iau și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică, să întreb de ce nu s-au cerut asemenea controle sau dacă s-au făcut. Nu am reușit să stau de vorbă și am și făcut, colegii au făcut solicitarea oficială, nu ne-au răspuns până acum, așteptăm cu interes răspunsul la această solicitare. Ce pot eu să remarc este că
Există un raport pe 2015 în care spun că unul dintre compartimentele lor au făcut și controale în domeniul biocidelor, 334 de controale și 9 recontroale. Privind, este vorba de compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din mediul de viață și muncă. Mă gândesc că au făcut, asta voiam să ne explice, unde au făcut control la biocide? Bănuiesc că în anumite... Și bineînțeles, care au fost rezultatele? În alte locuri decât în spital. Așteptăm în zilele următoare răspunsul de la Direcția de Sănătate Publică, însă acum luăm o scurtă pauză, apoi revenim cu alte subiecte importante. Rămâneți alături de noi! Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în platou, mergem mai departe și vorbim despre ședința de astăzi a Consiliului Local, de altfel ultima pentru acest mandat. Unul dintre subiectele care a aprins discuțiile în Consiliul Local a fost acela legat de evaluarea spațiilor unor cabinete medicale. Vă invit în minutele care urmează să urmărim ce anume s-a discutat pe această temă. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 34791 din 2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet Medical Lăcustă din Damaianti, SRL. Dacă sunt discuții, domnul Marian Vasile. Eu voi vorbi acum pentru toate cele trei puncte, 20, 21, 22. Mirarea mea este dată de faptul că ele au mai fost retrase de pe ordinea de zi. Văd că sunt introduse din nou, fără niciun fel de modificare. În consecință, noi, consilierii PNL, nu vom vota la aceste puncte pe ordinea de zi. Și mai mult decât atât, vreau să infirm un zvon răutăcios, cum că noi, consilierii PNL, am dorit să mărim chiria în spațiile medicale. Nu. Noi, consilierii PNL, vrem să se aplice legea. Legea spune reevaluare să fie. Mai mult decât atât, avem un punct pe ordine în zi, punctul 24, care putea să fie înaintea acestor puncte pentru a se respecta legea. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova. Dacă sunt discuții, domnul Badea. Întrebare. Cine va suporta pierderile la bugetul local pentru zecile de cabinete care au depășit perioada de concesiune de 5 ani cu prețul minim permis de lege și după nu au trecut la prețul zonei, cum spune legea. Ce se va întâmpla în cazul în care Curtea de Conturi va veni și va pune această întrebare? Am avut evaluator, dar în anul 2014 cu un volum foarte mare de lucrări. Evaluatorul respectiv nu a putut să facă evaluările și la spațiile
cabinetelor medicale. În 2015, noi, după trei anunțuri succesive, am reușit să încheiem pe data de 29-7 contract cu o firmă de reevaluare, astfel încât pe data de 8 septembrie am dat comandă pentru cabinetele medicale. Am primit primele rapoarte pe data de 21-1-2016, ele având însă niște erori materiale. Modificarea și constatarea acestora a durat până pe data de 17-2, când s-a solicitat să se revină. Dovadă, astăzi se revine cu un material care executivul consideră că este în regulă. În urma validării de către prefect a acestei hotărâri, așteptăm raportul Curții de Conturi, astfel încât să stabilim foarte clar ce vom face în ceea ce privește aceste perioada în care nu s-a mărit redevența. Din 2013 au început aceste reevaluări, au fost în întârziere, ca de altfel, toate lucrările din orașul nostru și la sfârșitul 2015, când consilierii PNL au luat atitudine, pac, a apărut raportul. Eu vreau să vă spun că nu avem nicio certitudine că reevaluarea va da niște prețuri mai mari. Pentru că precedenta reevaluare s-a făcut într-o perioadă de boom imobiliar. Și când prețurile la imobile, la terenuri și la clădiri erau mai mari. Vom vedea care va fi rezultatul evaluării. Eu vă spun că în zona clădirilor este să constată o scădere a prețurilor abrupte, vertiginoase. Și atunci, probabil că cel păgubit este cel care a fost chiriașul, nu primăria. Așa. Deci trebuie să așteptăm rezultatul evaluării. Am revenit în platou. Bogdan, iată, continuă aceste discuții legate de reevaluarea spațiilor pentru anumite cabinete medicale. Știm că și la precedenta ședință de Consiliu a fost aceeași discuție. Consilierii PNL în speță spun faptul că trebuie să se facă reevaluarea acestor cabinete medicale pentru că așa ar trebui să fim în legalitate. Da, țin minte că la trecuta ședință de Consiliu Local, tot pe ordinea de zi, era prelungirea concesionării acestor contracte și atunci s-a pus problema să fie reevaluate, pentru că ele de foarte mulți ani, de 9-10 ani, nu mai fusese reevaluate, ori așa cere legea după 5 ani să fie reevaluate. În urma negocierilor și discuțiilor de data trecută, doamna primar a scos de pe ordinea de zi acele proiecte de hotărâri. Eu înțeleg prin acest lucru că s-a avut în vedere întâi reevaluarea cabinetelor medicale, după care se urma trecerea la prelungirea acestor contracte. Din câte am văzut, consilierii au tras atenția că au reapărut acele cabinete medicale la aceleași tarife, înțeleg, iar ulterior, tot pe ordinea de zi, tot în aceeași ședință, la punctul 24, adică undeva după ce ar fi fost aprobate aceste concesionări, era un proiect de hotărâre privind reevaluarea cabinetelor medicale. Din păcate nu s-a discutat foarte mult pe acest lucru. Cred că în perioada următoare ar trebui să vedem ce efecte are aceste hotărâri luate în aceeași ședință de Consiliu Local, dar unele două lucruri care se completează. Care se completează, dar s-ar putea ca reevaluarea să nu mai aibă efecte asupra celor concesionate astăzi. Așa da. Este. Trebuie văzut din punct de vedere juridic. Deci normal ar fi să se facă inițial reevaluarea după care și apoi să fie concesionate. Spre concesionare, pentru că odată ce prelungești concesionarea la aceleași prețuri, este clar că le reevaluezi pe toate celelalte, în afară de cele pe care deja le-ai aprobat în ședința de astăzi. N-am avut timp să verificăm toate aceste aspecte, dar o vom face în perioada următoare pentru a vedea dacă nu cumva s-a produs o discriminare. Da? O discriminare, exact, ori să rămână prețurile mult mai mici, ori dacă nu, să, pentru acea zonă să crească prețurile, pentru că sunt posibile ambele variante. Da, deci este de văzut
în acest domeniu. Nu ne pronunțăm încă, trebuie să cercetăm în continuare și să vedem dacă s-a produs sau nu s-a produs o discriminare. Oricum, cert este că reevaluarea aceasta trebuia făcută, așa este legal, ca în termen de 5 ani să se facă această reevaluare, adică după 5 ani de la momentul în care un spațiu pentru un cabinet medical este concesionat. De asemenea, în ședința de astăzi a Consiliului Local a avut loc și o discuție despre dezinsecția făcută cu avionul. Haideți să vedem care au fost discuțiile. Punctul numărul 30, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și dezinsecția cu avionul propuse de SC Salubritate Craiova SRL. Dacă sunt discuții, domnul Vasile. Am citit partea cu dezinsecția, dezinfecția, însă la dezinsecția cu avionul noi stabilim niște tarife. Și dacă nu mă înșel eu, licitația nu s-a încheiat. Stabilim niște tarife pentru avioanele noastre, pentru drona, domnul niște fârță, sau sunt eu în eroare. Deci acolo am văzut în fișele fundamentare, serviciile cu terții, consumabile, dar nu știu dacă s-ar putea să mă înșel, s-a finalizat licitația. Dacă știm cât ne costă dezinsecția cu avionul. Deci înțeleg că nu s-a finalizat licitația și noi aprobăm o sumă maximă. Asta poate să ne spună... care se va reflecta în buzunarul cetățenilor. Poate la licitație va ieși un preț mic și ne putem să stabilim un tarif mai mic. E așa la toate licitațiile, domnul Vasile. Nu avem de unde să visăm ce preț este într-o licitație. Păi hai să așteptăm. Firmele și vin cu prețurile din ce în ce tocmai mai mici. Tocmai asta spun, de ce dar noi trebuie să stabilim un tarif maxim, adică așa se face, asta e de ce nu așteptăm să se termine licitația și poate obținem un tarif mai bun, repet, din buzunarele craiovenilor. Domnul Vasile, credeți-mă. Credeți-mă că nu e bine să vă dau răspunsul, pentru că observ că după 8 ani de mandat de consilier, nu ați înțeles foarte bine e această situație. Puneți-mă la încercare, doamna primar. Pe absolut tot ceea ce scoatem noi la licitații este o sumă maximă. După vin firmele și scad din ce în ce mai mult și se ajunge la un preț. Noi nu avem cum să estimăm care este prețul minim, dar e bine pentru municipalitate să scadă cât mai mult prețul respectiv. Se pare că nu m-ați înțeles. De ce nu așteptăm să finalizeze licitația și să facem un tarif corect? Pentru că trebuie demarată această procedură, vine vara, toată lumea o să se plângă că sunt larve de și așa mai departe, ca atare este acum momentul să adoptăm hotărârea. Nu avem de ce să întârziem. Domnișoara consilier, dacă aprobăm hotărârea și nu avem licitația finalizată, nu va da nimeni cu avionul prin parc. Am revenit în platou. Bogdan, iată, consilierul Marian Vasile spunea faptul că ar fi trebuit prima dată soluționată această licitație și apoi să se vină în Consiliul Local cu această hotărâre pentru stabilirea tarifelor. Da, este o chestiune logică, dar am văzut ce contre au apărut între consilier și primarul municipiului. Cum trebuie să făcut acest lucru? Înainte trebuie aprobate tarifele, după care organizată licitația sau invers. Ce remarc eu, citind în documentele atașate acestui proiect de hotărâre, este vorba despre niște prețuri propuse de Salubritate SRL, da, societatea primăriei, care se ocupă de aceste lucruri, prin având un contract de delegare de către Asociația Salubris. Asociația Salubris este o asociație de utilitate publică de dezvoltare intercomunitară, din care face parte municipiul Craiova și câteva comune, care au delegat aceste activități către Salubritate SRL. Din ce citesc aici, prețurile unitare fără TVA, era vorba despre, dacă nu mă înșel, dezinsecția aeriană cu aviația utilitară, 98,76 lei pe hectar. Atât ar costa
dezinsecția cu avionul utilitar, dezinsecția inclusiv autospecializată Fiat, 112,47 lei TVA, deci aceasta costă mai mult. Pe de altă parte, spunea domnul consilier Marian Vasile că există în desfășurare această licitație și chiar înainte cu câteva minute am căutat să vedem ce se întâmplă cu această licitație. Este vorba despre o licitație organizată de municipiul Craiova, văd, care prevede contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj și a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare. Deci toate aceste activități care includ și ecarisajul, printre altele. Licitația a fost... Anunțul de participare a fost publicat pe 28 ianuarie 2015 și din câte citesc în acest moment în sistemul de achiziții publice, starea procedurii anulată în sistemul de achiziții publice la data de 17 martie 2015, din ce cauză abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire. Deci înțeleg că această, cel puțin așa ne spune nouă sistemul de achiziții publice, că această licitație a fost anulată pentru că s-au încălcat prevederile legislative și Bogdan, este vorba de anul 2015 sau de 2016? Da, din câte văd eu, din 2015, s-ar putea ca cea pe 2016 să fie încă în derulare. Cert este că în acest moment, dacă această licitație se află în derulare, mă gândesc că ar trebui modificate documentele din sistemul de achiziții publice. Bogdan, avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Vreau să încep cu un lucru. Sunteți cea mai corectă și cea mai modernă și bună televiziune din Oltenia, dumneavoastră, Alege TV și cu Gazeta de Sud. Doi, eu, de acum înainte, m-am hotărât să intervin în emisiunea dumneavoastră în speranța că prin dumneavoastră putem să rezolvăm unele probleme ale Craiovei. Probabil știți cine sunt, Ioana Popa. Da, da. Bineînțeles. Da. Deci vreau să, să vă spun ceva. Dacă... Noi am dorit ca după ce se iese de pe Elena Farago, unde am înțeles că este strada aproape asfaltată, am vrea să se intre pe mai multe străzi din Craiovița, fiindcă Craiovița nu este terminată cu asfalt 100%. Unele străzi nici măcar nu au asfalt. Dumneavoastră, ce părere aveți? Păi, ce părere să avem? Bineînțeles că nu suntem de acord și că ne-am dorit ca toate străzile din Craiova să fie asfaltate, însă acest lucru depinde, da, bineînțeles, de primărie. Dumneavoastră, vă rog frumos, echipa dumneavoastră să vină în primul rând pe strada Toporaș, Toporaș, da? Da. Din Craiovița. După, pe strada Macului, da? Pe strada Macului, pe strada Ulmului. Da. Să vedeți. Deci strada Macului este nu este asfaltată, este pavată cu piatră cubică din anii 80, nu a mai fost schimbată deloc, iar în dreptul numărului 29 mare, este o casă acolo cu numărul 29 mare, până într-o bancă BRD, este plină de noroi, nu are nici măcar piatră cubică. Și noi vrem să se asfalteze aceste străzi urgent, urgent, fiindcă nu se mai poate. Doamna Popa, noi scriem frecvent în Gazeta de Sud, în speță colega noastră Maria Cernătescu, merge frecvent, periodic, în zonele în care sunt probleme, primim tot felul de sesizări la adresa redacției, încercăm să, v-am spus, să vorbim cu autoritățile, să vedem ce se întâmplă, însă noi nu putem să facem minuni în niciun caz și vom vedea ce se întâmplă, dacă vor ajunge autoritățile și acolo să vă asfalteze așa cum ar trebui. Puteți să faceți un singur lucru. Să veniți să filmați aceste străzi, să vadă doamna primar pe care eu o stimez și am speranța că va ajunge și pe strada mea, că se va face până la urmă și să prezentați primăriei aceste străzi oamenilor,
fiindcă Craiovița nu e 100% asfaltată, doamnă. Am înțeles, doamna Pupa, vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți un telespectator fidel al emisiunii noastre. Bogdan, vorbeam despre această licitație care se face în legătură cu dezinsecția pentru an. Am văzut consilierii au fost nemulțumiți de faptul că s-a dat această hotărâre în Consiliu fără ca această licitație să se termine și să știm prețul final. Da, asta căutam și eu, n-am avut timp în timp ce vorbea doamna, să vedem ce este cu această licitație, pentru că, într-adevăr, era vorba de cea de anul trecut, care, mă rog, a fost anulată. Într-adevăr, dacă ea se află în derulare și bănuiesc că se negociază niște prețuri, acelea rezultă în urma unor negocieri, în urma unor oferte și în urma unor negocieri. Astfel încât tu, dacă aprobi niște tarife, probabil, înainte ca licitația să fie derulată, evident că alterezi procesul de atribuire. Cel mai probabil ar fi trebuit să fie aprobat un preț maxim. Deci, facem pentru dezinsecția cu avionul sau, mă rog, cu celelalte, aprobăm un preț maxim de, după care, în urma licitației, rezultă probabil un preț mai mic, pentru că firmele normale, concurența, se bat să ceară cât mai puțin bani. Dar nu înțeleg de ce ar trebui aprobat un tarif. Păi dacă tariful este atât, ce oferte să mai primești de la firme? Deci tu, dacă aprobi tariful de 10 lei, da? Înseamnă că ăla e tariful aprobat de Consiliul Local. Ce oferte să mai e, pentru că firmele îți vor oferi acel tarif cerut de tine, da? Cel mai corect cred că ar fi fost tarif maxim. Tariful maxim de 10 lei, după care firmele veneau. Eu își cer 9, eu își cer 8 și o luai pe aia cu 8, făceai mai ieftin. Așa este. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în platou, mergem mai departe și readucem în discuție problema legată de peroanele nou construite care sunt foarte înguste și îngreunează foarte mult urcarea și coborârea călătorilor. Bogdan, ce mai este nou în acest scandal, îi putem spune? Am tot trimis solicitări către primărie, nimeni nu ne spune nimic în legătură cu acest lucru, dacă se vor reface, dacă nu. Însă știu că astăzi colegul nostru Mariana Pipi a aflat câteva noutăți în legătură cu aceste peroane. Spune-mi, te rog, ce anume se va întâmpla? Da, știi că vorbeam noi că o să ne cerem noi scuze în numele autorităților pentru că întârzi atât de mult să refacă un lucru pe care l-au făcut greșit. Adică proiectantul a recunoscut după anchetele făcute la noi, la Alege TV și Gazeta de Sud, că a proiectat greșit acele peroane. Sunt prea îndepărtate față de cât trebuie. Da, te întrerup puțin pentru că avem un alt telefon în direct. Bună seara! Bună seara, doamnă! Spuneți, vă rog, cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Marin Teodora Stela, da. Locuiesc în strada Bărăganului, numărul 67, la două case de unde a trăit domnul Preoteasa, președintele Consiliului Județean.
Așa, da. Spuneți, spuneți, doamnă. Acum două luni, când a murit mama dânsului, a venit aici pe stradă, a văzut, doamnă, deci din Tizmana și până râului, strada noastră e de, n-am cuvinte să vă descriu. Pe partea dreaptă unde s-a ridicat cu piatră, sunt parcate mașini de dimineața până seara și noaptea. Pe partea noastră nu poți să intri în curte. Intră apa peste noi în curte. Chiar așa, de 100 de metri, nu se pot face să fi prelungit cu piatră sau pietriș. Sau... Deci din Tismana se întrerupe strada Bărăganului, traversează Tismana care e făcută și din Tismana până în râului, la fel. Am înțeles, doamna Marin. Din tot sufletul. S-a notat, adică s-a notat, va veni cineva notat acolo. Și o să vină un coleg de-al nostru acolo. Vă mulțumim foarte mult. Bogdan, revenind la problema peroanelor, spuneam că am aflat astăzi câteva noutăți legate de această problemă. Spune domnul viceprimar Mihail Genoiu faptul că este nevoie de un mini-proiect și de alte autorizații de construcție. Până la urmă, da, atâtea hârtii pentru ce? Pentru faptul că ei trebuia să prelungească, să lățească aceste peroane cu vreo 20 de centimetri. Pur și simplu dădeau bordura jos, umpleau cu balast, puneau asfalt și puneau din nou bordura. Am înțeles că este nevoie, că fiind proiect cu fonduri europene, ar fi nevoie de aprobarea celor de la ADR, după care făcut un mini-proiect, care acest mini-proiect să fie și el aprobat, după care obținerea unor autorizații de construire și în sfârșit lățirea acestor peroane care ne-au dat bătăi de cap. Vom monitoriza în continuare dacă și când vor face aceste lucruri. Și mă așteptam totuși să-și ceară scuze cineva. Dom'le, ne pare rău, am greșit. Am observat că se practică să-și ceară scuze în numele altor persoane, dar nu să-și ceară scuze atunci când greșesc cu adevărat, da, din păcate. Exact. Când au parcat mașina pe linia de tramvai, dar când s-au defectat tramvaiele, da, ne cerem noi scuze. Da, nu și asumă nimeni. Oricum, bănuiesc că în condițiile în care va fi nevoie de alte autorizații de construcție și de un alt mini-proiect, va mai dura cel puțin o jumătate de an la cum merg lucrurile în oraș la noi cu aceste lucrări. S-ar putea să se prelungească mai mult de 6 luni. Vom vedea ce se va mai întâmpla în următoarea perioadă în legătură cu aceste peroane. Mergem mai departe și reluăm subiectul legat de gestionarea deșeurilor în România, inclusiv în județul Dolj. Presa italiană scrie că începând de luni este posibil ca în România să fie livrat gunoi de pe teritoriul Italiei. Bogdan, a vorbit și zilele trecute despre această chestiune care nouă ni se pare foarte gravă. Se vorbește în presa italiană de faptul că începând de luni, 30 mai, va începe gestionarea de deșeuri către România. Înțeleg că unele firme din România și inclusiv din Dolj se speculează faptul că ar fi disponibile să primească gunoi din Italia. Da, noi am dat mai multe telefoane, am făcut mai multe verificări, pentru că în ciuda acțiunilor de săptămâna trecută am și discutat aici la emisiune și am avut un punct de vedere de la EcoSud, cei care exploatează depozitul de la Mofleni. Da. Recirculă încă aceleași informații și insist asupra faptului că începând de luni, primele containere cu aceste eco-bale, le spun ei, sunt un fel de saci de gunoaie mărunțite pe care s-au strâns în perioada 2003-2006. Ei au fost sufocați de aceste gunoaie și încearcă să scape de ele prin alte țări. Am avut atunci un punct de vedere și ei ne-au spus așa, cei de la EcoSud, că societatea EcoSud de SA nu și-a exprimat disponibilitatea de a depozita deșeuri din Italia, provincia Caserta, regiunea Campania, undeva în apropiere de Napoli, la locațiile pe care le administrează pe raza județului Dolj. E bine, astăzi am făcut mai multe cercetări și am ajuns la purtătorul de cuvânt al regiunii Campania. Da. Este vorba despre domnul Paolo Russo, purtătorul de cuvânt al regiunii Campania. Guvernatorul Vincenzo De Luca ar fi declarat în presa italiană că aceste deșeuri vor ajunge în România. Domnul Paolo Russo ne-a confirmat într-o discuție telefonică de astăzi că luni urmează să plece primele transporturi de deșeuri, aceste eco-bale, în România. Vorbit în presa din nou. Italiană se speculează firma EcoSud în mod constant și aș vrea să te întreb dacă în urma acestor verificări putem să spunem sau ne putem aștepta ca la groapa de gunoi de la Mofleni să vină gunoi din Italia.
Eu am purtat din nou discuții cu cei de la EcoSud și astăzi și am aflat niște lucruri foarte interesante. Spre exemplu, ei au recunoscut astăzi că au dat o disponibilitate de principiu acelor firme. Este o firmă din Napoli, îmi scapă acum numele, care printre cele care au participat la licitația organizată de autoritățile de acolo ca să scape de aceste deșeuri și ei aveau nevoie de o disponibilitate, bănuiesc, pentru a putea participa la licitație. Ca să transporti, să ne scap de aceste gunoaie, tu trebuie să demonstrezi că ai disponibilitatea unde să le muți. Și înțeleg că ei au recunoscut că au dat către această firmă disponibilitatea de a stoca deșeuri, dar susțin că nu se pot importa deșeuri în România decât cu acordul statului român. Deci numai cu notificarea și cu acceptul statului român. Ori ei spun că nu au fost notificați de statul român până acum, dar este foarte ciudat pentru că italienii o țin în continuare. Luni vom organiza o conferință de presă, vor pleca primele transporturi cu gunoi. Este vorba despre peste 4 milioane de tone, scrie presa italiană, de deșeuri. Deci, pe de o parte, sunt declarațiile certe ale italienilor, mai ales ale guvernatorului din acea zonă, spun clar că în România Vicenzo vor pleca de Luca, în România și Spania, spun ei, că vor duce aceste... Iar pe de altă parte, autoritățile din România, pe de o parte, tac, iar această firmă EcoSud din Dolj, care administrează groapa de gunoi de la Mofleni, nici nu neagă, dar nici nu spune că acest lucru va fi. Da, mi-au spus, domne, știți că noi, adevărat, de fapt, fără acordul statului român nu se poate face nimic. Noi suntem o rotiță. Aceasta cu gunoiul este o afacere între state. Nu putem noi de capul nostru. Mi-am amintit numele firmei. Vibeco SRL este o firmă din Napoli. Da. Am sunat și noi acolo. N-am reușit, într-adevăr, să vorbim cu un reprezentant din conducerea firmei, dar am înțeles că ni s-a solicitat să trimitem o solicitare scrisă și ne vor da un punct de vedere. Acest lucru trebuie lămurit și nu închei fără să precizez că am cerut un punct de vedere de la Ministerul Mediului pe care încă îl așteptăm, da? Să ne spună dacă cumva, fără să anunțăm populația, am fost de acord sau suntem de acord noi ca stat să importăm deșeuri din Italia. Am înțeles, însă în acest context se pare că Uniunea Europeană simte această presiune, probabil are cunoștințe legate de acest lucru și a transmis României a prevenit România, spune Comisia Europeană că a trimis un aviz motivat României prin care îi cere să elaboreze planuri de prevenire a generării de deșeuri și de gestionarea deșeurilor în conformitate cu obiectivele legislației Uniunii Europene privind deșeurile, directiva 2008/98 și ale economiei circulare, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Potrivit Curții Europene, România a avut un plan de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a fost revizuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare. De asemenea, România a rămas în urmă în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri. Încă din decembrie 2013 ar fi trebuit adoptate planuri privind reducerea deșeurilor generate la sursă prin tehnici ameliorate de fabricație sau prin eforturi de stimulare a cererii de produse mai ecologice cu mai puține ambalaje. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă România nu ia măsuri în termen de 2 luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această cauză. Iată că România nu stă pe roze în momentul acesta legat de gestionarea acestor deșeuri și are pretenția să importe deșeuri din alte state. Trebuie verificat încă acest lucru, dar ce vreau să spun, am avut zilele trecute pe Adela Plăcintescu, da, de la ADI EcoSud, care ar trebui să gestioneze acest plan integrat de gestionare a deșeurilor și vedem că încă sunt licitații privind încredințarea acestei activități de colectare unui operator, sunt războaie inclusiv la CNSC. Deci situația cel puțin în Dolj ar fi foarte îngreunată pentru că acest master plan, acest proiect, care nici măcar nu funcționează în acest moment. Pe de altă parte, noi importăm, s-a demonstrat că importăm gunoaie din Reșița, da, și aici iarăși este o mare discuție și s-a primit o amendă și s-a suspendat acest contract, dar aici iarăși este de discutat pentru că din câte susțin cei de la EcoSud, cei care gestionează groapa de la Mofleni, ar fi cu complicitatea neoficială a autorităților statului. Am înțeles, cu siguranță vom afla mai multe detalii în zilele următoare, mai ales luni, atunci când italienii susțin că va avea loc acest transport de gunoi către România. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm
așteptăm luni de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!